române în fața postului de poliție din comuna Tămășeni. Iar în timp ce mutam din autospecială, trusă, mapă, ce documente am avut pe timpul intervenției la evenimente, am auzit niște zgomote venind din, din imobilul de vis-a-vis de post. Am observat pe stradă un număr de 4 persoane, am întrebat ce se întâmplă, ocazie cu care au comunicat și că ceva se întâmplă în curtea imobilului de vis-a-vis de postul de poliție Tămășeni. În continuare, am observat și noi că este o agitație, persoanele vorbeau pe un ton destul de ridicat, erau agitate, am încercat să intrăm, să vedem ce se întâmplă în curte, ocazie cu care am constatat faptul că are loc un incendiu cu degajare de fum în partea din spate a locuinței. În continuare, am procedat la îndepărtarea persoanelor prezente la fața locului, respectiv proprietari, cât și o persoană din vecini. După cum mijloacele pe care le-am găsit, respectiv un furtun de grădină, niște găleți cu apă, am încercat să lichidăm incendiul, dar nu în totalitate, cum s-a și comunicat parțial, deoarece nu aveam dotarea necesară. În prezența noastră nu au fost victime. Am încercat să calmăm atât persoanele care erau proprietare a locuinței, deoarece se panicaseră puțin de spaima creată, dar totul a fost în regulă. După aproximativ câteva minute, nu știu să vă spun exact cât, au ajuns și două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Roman, care au lichidat incendiul. Nu. Eu personal am mai avut incendii la care am participat, de la locuințe, dar nu în afara timpului serviciului și, sau așa mai departe. Ci apeluri sesizate prin 112, sesizări directe și așa mai departe. Aici se impune poliții 24 din 24? Mă scuzați, n-am înțeles. Dacă aici se impune? Se impune propoziția poliției din 24, de ore 24 din 24, nu? Pot spune că și da, dar datoria noastră este să ajutăm cetățenii să intervenim atunci când putem. De exemplu, și din timpul liber, dacă constatăm că se săvârșește o infracțiune sau o contravenție și noi putem ajuta persoana respectivă, eu cred că ar fi cazul să intervenim. Vorbea domnul inspector, comandez pe suportul familial. Da. Aveți familie? Da, am părinți. Nu, că era important. Da, este. Pentru că este rar adus în prim plan. Suportul familial pentru polițist. Evident, este unul destul de important, deoarece, cum s-a comunicat, plecăm de la locuința de domiciliu, unde stăm cu persoanele dragi, mergem la locul de muncă, ne desfășurăm activitatea în limita atributelor de serviciu și cum ar trebui să o desfășurăm. Iar să spunem, de exemplu, că ai o zi poate mai încărcată, mai grea, este foarte important când ajungi acasă să știi că lași totul deoparte, ce s-a întâmplat la muncă, acolo s-a încheiat și suportul familial este unul destul de important pentru starea noastră emoțională, să zic. Dacă îmi permiteți, ar fi ideal ce spune domnișoara polițist, să poți lăsa când ajunge acasă totul. E asta normal că da. N-ai cum să lași și acasă tot polițist ești și te frământă. Da, că mai trebuia să faci un lucru mai... Cazul pe care l-ai de soluționat. Corect. Până acum au mai fost cazuri, primul caz, nici ultimul, evident, de polițiști care intervin în timpul de ea. Dar nu au văzut diplome, să înțeleg, de acum încolo vor fi diplome pentru fiecare astfel de polițiști. Adică până acum am, au fost cazuri chiar mult mai complicate. Nu, doamne, vreți, nu le contez mediul de celor doi. Dar nu am văzut nicio diplomă, nu am văzut cazuri de salarii de mediu, care au fost pe la polițiul de serviciu. Cu siguranță au fost și alte forme de recompensare. Bun, înseamnă că vom mai vedea, bun, numai zic că m-a fost prezentat. Tuturor cerințelor prevăzute de actele normative incidente. Pentru că trebuie îndeplinit un cumul de facturi când se oferă o recompensă.
de genul unui diplom sau alte genuri de recompense, avansare înainte de termen, în gradul următor înainte de termen, acele salarii despre care vorbea dumneavoastră. Vorbeam de salariul profesorilor la obțin de serviciu, dar să nu știu că ăsta acum. Dacă scoatem în evidență un caz de la obțelul serviciu, vă spun. Nu, de ce a fost și la o doamnă de la birou, acele salarii. Iar polițiști din teren care convinsă... Dacă îmi permiteți, acele salarii. Dacă îmi permiteți, acele salarii au fost acordate. Vorbesc de ultimii 4 ani de zile. Nu aș putea să vorbesc. Majoritar către polițiștii cu funcții de execuție și majoritar din structurile operative. Și vă spun că dacă proporția pentru cei din operativ depășește 80%, 85% chiar. Bun. Acum, dacă privim un caz izolat și îl transformăm, vă spun, haideți să prezentăm ceilalți. Nu, dar haideți să-i prezentăm pe ceilalți. Ok. Ok. Deci, sigur că vom mai vedea, dacă vor mai fi situații de, de genul ăsta, sigur că... Până acum n-am văzut asta la polițiarea în zeea și mă vedeți că poate se schimbă... Au mai fost, în cadrul ședințelor festive de ziua poliției de 1 decembrie. N-au fost poate n-au fost în prezența dumneavoastră, dar astfel de situații au existat cu ocazia zilei naționale, cu ocazia zilei poliției române. Așa nu, bun, da, am înțeles. Deci nu-i prima dată. Da. Bună ziua, sunt agent principal de poliție Tulburi Adrian Marius. Sunt încadrat din sursă externă din anul 2016 și activez ca ajutor șef de post la postul de poliție Tămășeni din cadrul secției de poliție numărul 3 Săbăoani. Apropo de întrebarea colegii dumneavoastră de la presă, într-adevăr, suportul familial este foarte important. Eu am familie, de foarte multe ori chiar se mai supără soția că plec la ora 2, la ora 3 de acasă sau mai sunt zile când avem ceva programat împreună și se întâmplă ceva la serviciu, nu mai pot ajunge. Să știți că se întâmplă de foarte multe ori să nu ajungem seara acasă, avem foarte multe activități de desfășurat, dar să știți că sunt frumoase. Când ajungem acasă, chiar dacă ajungem a doua zi dimineață, ajungem cu ceva, știm că am făcut ceva ce trebuia. Cu plăcere. De cele mai multe ori, satisfacția profesională e mai importantă decât. Nu. Mulțumim frumos.